Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine! Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit! Și vă mulțumesc și pentru mesajele voastre frumoase! Vocea îmi vine cam puțin așa răgușită pentru că am răcit puțin, dar să dea Domnul să fie totul bine! Așa, alegeți-vă ceașca! Până vă alegeți ceașca, am să vă zic câteva cuvinte. Numărul 1 sau numărul 2 și vom deschide de pe 19-22 august. Ce va ieși? Bani, dragoste, sănătate, am să vă zic totul. Ce va ieși din cește? Să dea Domnul să fie totul bine. Sper să fie pe înțeles. Așa, vreau să vă zic încă o dată la toată lumea. Bine ați venit, scumpii mei, și mă bucur și pentru mesajele voastre frumoase. Într-adevăr, sunt foarte bucuroasă că vă pot ajuta cât de puțin de departe. Așa, scumpii mei, vă las puțin timp ca să vă alegeți ceașca. Vom deschide de pe 19-22 august, să dea Domnul, cum am zis, să fie totul bine. Așa, dacă v-ați ales ceașca, să începem cu numărul 1, apoi vom trece la numărul 2, să dea Domnul să fie totul bine. Așa, asta este prima ceașcă, dragii mei, să știți, să vă arăt și vouă ca voi să vedeți. Și uitați-vă în fundul ceaște, este o mașină, dragii mei, dacă vedeți. Vedeți acea mașină și în acea mașină este un inel cu o piatră, dacă vedeți. Vedeți? Aici, în mijloc, este un inel și o mașină. Asta ce înseamnă? Că cei care doriți să vă căsătoriți, o să plecați la acea căsătorie. Știți cum se înfrumusețează mașina și plecați la cununie, mai știu eu, la înscriere? Așa voi o să plecați, cei care sunt singuri, sau veți găsi perechea potrivită și o să vă căsătoriți, dragii mei, pentru că a ieșit foarte, uitați-vă, și inima este aici. După cum vedeți, acea mașină și acel inel în mijlocul mașinei, să știți, cei care doriți să vă căsătoriți sau sunteți în drum spre căsătorie sau poate să vă găsiți perechea potrivită și să știți cum așa vă pleacă mașina și dar este la o cununie pentru că este așa, acea coroană pentru cununie și aici. A ieșit foarte bine, dragii mei. Uitați, a ieșit și mașina și inelul și acea coroană care vei îmbrăca-o la cununie. Să știți, vei îmbrăca acel inel care ai dorit toată viața să-l îmbraci. A ieșit foarte bine. Cum am deschis, așa vă arată pentru că o să fie foarte curând pentru că această mașină, acest inel și această coroană este în mijlocul casei tale. Asta înseamnă că în curând vei îmbrăca acea rochie de mireasă, vei urca în acea mașină și o să pleci la acea cununie, o să îmbraci acel inel. Asta vă gândiți la bine pentru că, într-adevăr, cafeaua vă arată, nu vă pierdeți niciodată speranța. Că dacă o să-ți pierzi speranța, niciodată nu vei găsi perechea ta potrivită, dacă o să gândești mereu pozitiv și o să gândești mereu că eu, că te vei căsători, să știți că o să reușiți, dragii mei, pentru că, cum am zis, a ieșit și acea mașină și acel inel și acea coroană care vei îmbrăca-o la cununie. Stați liniștiți că o să vă căsătoriți și voi, o să găsiți și voi persoana potrivită. Uitați-vă aici două persoane care joacă, uitați-vă aici, sunt fericite, cum am zis, dragii mei. Uitați-vă, aici două persoane bat din palme, sunt fericite pentru că veți avea și o sărbare, poate să fie o zi de naștere, poate să fie, dar ceva o să se întâmple în viața voastră pentru că două persoane bat din palme de fericire, o să fiți fericiți, scumpii mei. Poate să auziți o veste de bine, poate să vă cheme la muncă, poate să ceva o să împlinească ceva frumos în viața voastră, dar să știți că poate să fie cu o cheie, pentru că aici văd o cheie, poate să vinzi o casă, o mașină sau să cumpere o casă, o mașină, pentru că veți fi fericiți, pentru că aici bateți din palme de fericire și dansați de fericire sau poate să aveți o serbare, ceva frumos în viața voastră, că veți fi fericiți, că dansați și sunteți fericiți. Vreau, cum am zis, uitați-vă, a ieșit și acea inimă și acea, uitați-vă, dragii mei, ce înger a ieșit aici. Uitați-vă, acesta este un înger cu aripi și aici lângă, acest înger este o inimă, dragii mei. Asta ce înseamnă? Că o să vă găsiți persoana potrivită, o să fiți iubite și voi, pentru că îngerul deja s-a îndreptat spre voi și voi mereu deja vă rugați,
la îngeri ca să vă găsiți persoana potrivită, ca să vă dezlege cununiile și să știți, uitați-vă că aici acest înger și-a deschis aripile și în mâna lui are acel, cum să zic, baston care face farmece, care se face minuni, dragii mei, nu farmece, dar face minuni și să știți că îngerul o să vină și o să vă curețe de toate negativitățile, de toate vrăjile de deasupra voastră și o să vă găsiți perechea potrivită pentru că a rămas foarte puțin timp, cum am zis, îngerii sunt lângă voi. Continuați să vă rugați la îngeri, că îngerii când îi chem mereu vor fi lângă voi. De la îngeri niciodată să nu cereți lucruri rele, că dacă o să cereți așa ceva, se vor îndepărta de voi și nu o să mai vină niciodată lângă voi, să știți. Pentru că, cum am zis, îngerii o să vă ajute să vă găsiți perechea potrivită. Îngerii o să vă curețe de negativități, de blesteme, de vrăji, să știți, pentru că, cum am zis, aici este un înger și o inimă. Cu ajutorul îngerilor o să găsiți acea pereche. Bărbat, femeie, nu importă, să știți că deschiderile sunt și pentru bărbați și pentru femei. Să știți că o să vă găsiți persoana potrivită. Aveți foarte multe uși deschise în fața voastră, dragii mei. Acele uși deja încetul cu încetul au început să se deschidă. În viața voastră mergeți mai bine, o să meargă mai bine, să știți cum vine, pentru că multe uși aveți deschise în fața voastră. Mult noroc aveți în fața voastră, chiar dacă nu-l vedeți acum. Poate că acum nu este timpul să vină acel noroc lângă tine, dar să știți că aveți noroc în viața voastră. Pentru că multă lume zice că eu nu am noroc, nu știu ce, nu știu ce, dar stați, aveți și voi undeva norocul vă așteaptă și pe voi, să știți asta. Pentru că cei care ați ales prima ceașcă în fața voastră aveți foarte multe uși deschise, să știți, oriunde vă veți duce. Poate să trageți, să depus un cont pentru credit, poate că doriți o casă, poate ceea ce doriți în viața voastră, să știți că visurile o să se împlinească. Pentru că ușile una după alta se deschid, să știți. Cu sănătatea, să știți că o să vă meargă bine, pentru că încetul cu încetul ați început să vă fiți mai bine decât în trecut, să știți asta. Acum poate că mai aveți probleme cu ochii, să știți, poate că noaptea nu vedeți bine sau fără ochelari nu vedeți bine, așa vă deranjează ochii puțin, dar o să treacă și această durere de ochi, dragii mei, pentru că asta este din cauza insomniei, să știți, vă dor ochii, vă lăcrămează ochii câteodată și asta este din cauza insomniei, să știți. În afară de asta, sănătatea o să vă meargă bine. Chiar poate să luați și loc de muncă, ceva. Cum am zis, uitați-vă, a ieșit acea mașină și cununie, uitați-vă, aici este și cerere în căsătorie, pentru că vine acel bărbat și te cere în căsătorie, dar vreau să vă zic să fiți atenți, pentru că aici a ieșit o față de dușman și ochii a ieșit și gura și nasul. O să aveți foarte mulți invidioși după când o să vă căsătoriți, când o să faceți această nuntă, când o să vă găsiți acest partener. Fiți atenți, o să aveți mulți dușmani, pentru că acest dușman o să vă urmărească de peste tot, pentru că acest dușman este invidioasă sau invidios deasupra voastră și o să vă urmărească mereu, dar în afară de asta, cât poate să vă urmărească, cât dorește, dar nici cum nu va reuși să vă facă rău, pentru că tu tot o să te căsătorești cu persoana pe care o dorești și vei fi fericit, chiar și o să aveți și doi copii, să știți, dragii mei. Să dea Domnul să fie totul bine, să știți că ceașca numărul 1 a ieșit frumos, dragii mei, stați liniștiți că va fi totul bine. Să vedem dorința ce ne va spune. Trei dorințe aveți, dragii mei, să știți. Trei dorințe. Una se împlinește foarte repede, a doua tot se împlinește, dar a treia încă este în așteptare. Aveți trei dorințe, să știți. După cum vedeți, să știți că în casa voastră încă mai aveți certuri, neînțelegeri, dar încetul cu încetul a început să se așeze și pietrele și în casa voastră. Încetul cu încetul a început să se liniștească persoanele din casa voastră, dar încă puțin timp este probleme în casa voastră financiar. Poate că aveți așa încă certuri în casa voastră, dar încetul cu încetul
a început să se așeze acele pietre și voi singuri o să observați acele schimbări în viața voastră, dragii mei, să știți. Să vedem ceașca numărul 2. Ce ne va spune? Numărul 1 a ieșit foarte bine, să știți, scumpii mei. Să văd numărul 2. Ce ne spune numărul 2? Să vedem. Aici văd un fluture, dragii mei. Știți, asta înseamnă că ceva, o să aveți așa o mică bucurie, că o să vă pâlpâie inima de bucurie. O să fiți așa ca un fluture, o să zburați de fericire, să știți. Ceva minunat o să se întâmple în viața voastră. Poate că se vi se împlinească un vis, dar să știți, dragii mei, aici este un cal. Acest cal este deja lângă voi. Uitați-vă, vedeți? Aici este un cal. Acest cal este deja lângă voi. Eu v-am mai spus și vă mai spun. Cal înseamnă noroc. Cal înseamnă tot ce îți dorești. Toate visurile se vor împlini. Pentru că lângă acest cal mai este și o potcoavă. Să știți că și potcoavă este noroc. Acest cal este deja lângă voi. Și ce? 3 zile. Nu poate să fie 3 zile, dar 3 săptămâni. Sau cel puțin 3 luni de zile, să știți că toate visurile vi se împlinește, pentru că vine norocul deja. A ieșit acel noroc pe drum și o să ajungă la ușa ta și la casa ta. Poate să fie muncă, poate să fie financiar, poate să fie căsătorie, tot ceea ce îți dorești o să se împlinească, dragii mei, pentru că calul înseamnă norocul vieții voastre și, cum am zis, acel cal este deja pe drum. Aveți foarte multe semne de întrebări în capul vostru, dragii mei. Să fac, să nu fac, să mă duc, să iau, să nu iau, să cumpăr, să construiesc, să nu construiesc. Așa aveți foarte multe întrebări în capul vostru și sunteți așa puțin cu mințile tulburi, așa de mult vă gândiți că nu știți ce să faceți, nu ieșiți la iveală ceea ce dorești să faci. De aia de parcă sunteți în niște nouri negri. De aia vreau să vă zic, să vă dați cât mai repede acel răspuns, pentru că este acel timp să faci ceea ce dorești. Pentru că acum este posibilitatea de a face, aruncați toate semnele de întrebare din capul vostru și treceți deja la treabă. Pentru că dacă o să puneți multe semne de întrebări în continuare, știți cum este vorba aceea, lucrul lăsat de azi pe mâine așa vă rămâne, așa voi o să anulați toate lucrurile voastre și toate problemele voastre. De aia vă zic, cât mai repede să lăsați semnele de întrebare, să treceți la treabă. Cum am zis, lucrul lăsat de azi pe mâine așa vă rămâne, să știți. Imediat să vă gândiți, să vă dați un răspuns voi singuri însuși vouă, să știți. Să știți că aici văd o femeie, asta poate să fie mama voastră, ci mă refer la cei care mama voastră este în viață, dragii mei, să știți. Mama voastră mereu, să știți că vă așteaptă, mereu pentru voi este ca un înger, pentru că mereu vă ajută, mereu vă așteaptă, dacă sunteți departe de mama voastră sau de tatăl vostru, să știți că mereu este dor de voi, mereu se gândește la voi și acum văd parcă este puțin bolnavă mama voastră, să știți, are puțin probleme cu inima, dar nu dorește să vă spună ca să vă supere pe voi, să știți, dar în curând o să auziți această veste de la alte persoane că mama voastră are probleme cu inima, poate să ajungă și la spital de urgență, apoi o să auziți vestea asta că mama voastră este bolnavă. Pentru că ea nu vă spune la nimeni că este bolnavă, să știți, ea ascunde acel secret cu ea, să știți asta, de aia nu dorește să vă spună. Aici văd o mică ceartă, dragii mei, între rude, între familie, așa văd o mică ceartă, să știți, dar vreau să vă zic cum vă nimeriți în așa ceartă, să vă îndepărtați de acolo. Pentru că dacă nu o să vă îndepărtați, acea ceartă o să se mărească și poate să vă vină peste capul vouă o pagubă, să știți, să dea Domnul să nu fie așa, dar văd între rude și între familie o ceartă. Poate să fie această ceartă din
moștenire, ceva, o ceartă, să știți, fiți atenți, cum am zis, cum vă nimeriți în așa ceartă, îndepărtați-vă de acolo pentru că este pentru binele dumneavoastră, că această ceartă o să se mărească și o să fie mai rău pentru voi, să știți. Știți cum este, știți cum vorbă, 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 apoi începe cu biețele și cu palmele și se mărește acea, cum să zic, acea bătaie, de aia, acea ceartă, de aia vreau să vă zic să vă îndepărtați de acolo când vă nimeriți în așa ceva. Cei care sunteți în zodia rac și zodia pești, vreau să vă zic că și voi aveți foarte multe semne de întrebare în capul vostru. Mereu vă gândiți ce să faceți, unde să vă duceți, cum să fac, ce să fac, dar vreau să vă zic și voi cât mai curând să treceți la treabă. Pentru că voi, cu cât vă gândiți, dușmanii râd de voi. Pentru că zice că nu poate să facă, nu va reuși, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Vreau să vă zic să treceți și voi mai repede la treabă, că, ca să nu râdă dușmanii de voi. Faceți într-așa fel că dușmanii să plângă de invidia voastră, să știți așa, zodia pești și zodia rac, să știți, aveți așa un semn de întrebare, aveți lucruri de făcut, dar nu vă gândiți cum să faceți, ce să faceți, de aia vă zic cât mai repede să treceți la treabă ca să nu mai râdă dușmanii de voi, să știți, faceți într-așa fel ca să plângă de invidie ceea ce faceți voi. Să vedem ce mai este aici. Să știți că aici văd cifra 6 și 7. Poate să fie 6 zile, 7 zile. Poate să fie 6 săptămâni, 7 săptămâni. Să știți că pentru voi vine așa ceva. Poate muncă să fie, poate să pleci într-o străinătate. Pentru tine este ceva frumos, că de mult timp aștepți aceste lucruri și să știți că o să se împlinească aceste lucruri pe care le dorești tu să le faci. Vreau să vă zic că încă în sufletul vostru sunteți așa plictisiți, ați obosit, viața v-a obosit, așa vă vine să, de parcă sunteți într-o cutie neagră, v-ați închis și sunteți foarte plictisiți, dragii mei, dar din cauza financiară vă plictisiți foarte mult, că nu dovediți să vă plătiți facturile, una o plătiți, vine alta, de aia sunteți așa puțin închiși în voi, pentru că încă puțin este așa întuneric în sufletul vostru, dar se va rezolva cu timpul, să știți, dragii mei, pentru că, cum am zis, acum încă sunteți așa întunecați, aveți așa probleme financiare, pentru că, cum am zis, o fatură, cum o plătiți, vine cealaltă, de aia așa sunteți așa, viața v-a obosit foarte mult pe voi, să știți. Pe fiecare viață ne obosește, nu doar pe voi, să știți, dragii mei. Și voi aveți trei dorințe, dragii mei, și voi, trei dorințe voastre se împlinesc foarte repede, să știți. Amândouă aceștia a ieșit câte trei dorințe, să știți. Și toți, la toți trei se vor împlini, să știți asta. Așa, dragii mei, după cum am zis, vă sunteți plictisiți, v-a plictisit așa viața puțin, dar, cum după cum vedeți, încetul cu încetul și la voi se așează pietrele. Cum am zis, sunteți acum plictisiți, viața v-a obosit, mai știu eu, lucrurile v-au obosit, de aia sunteți așa într-o perioadă grea, de parcă nu vă vine să vă faceți nimica, dar să știți, uitați-vă, încetul cu încetul pleacă greutățile de la voi. Se va rezolva totul și la voi o să așeze pietrele la locul lor, să știți, dragii mei. Sper să fie pe înțeles. Asta au fost ceștele noastre, dragii mei. Să dea Domnul să fie totul bine. Așa, dragii mei, eu vă zic tot binele din lume. Dumnezeu să vă aibă în paza Lui. Îngerii să vă aibă în paza lor. Eu vă iubesc. Aveți grijă de voi. Pentru că, uitați-vă, eu nu am avut grijă de mine și am răcit. De aia voi aveți grijă de voi. V-am lăsat 2 zile ca să vă mai odihniți, să nu vă înnăduși cu ceștele mele. De aia astăzi am revenit. Eu vă doresc tot binele din lume. Vă iubesc. La revedere!